Acest video este o traducere din engleză a unui extras dintr-un workshop al Ashkayanei Din, care a avut loc în 2002 în Grecia. Videoul în engleză, am să postez linkul pentru cei care cunoașteți engleza, să puteți să vizualizați originalul, dar mi-am dorit foarte mult să fac și o traducere în română, pentru aducere de informație și conștientizare în legătură cu cine a fost Metatron, de fapt. Și este o istorie foarte lungă aici, care are legătură cu Metatronica și are legătură cu o ființă numită Metatron, care are legătură cu Anu Elohim. Deci el a fost creatorul colectivului Anu, denumit Anu Elohim. Când intrăm în metatronică, cine este Metatron? De unde provine acest cuvânt? Metatron este numele unui colectiv de familie, a unei entități mai mare, o entitate ceva deasupra primului nivel Rishi, care este în densitatea 5 și dimensiunea 12. O entitate din colectivul de conștiință a maestrilor ascensionați. Această entitate se numește Giovanni. Giovanni era o entitate în stare bună, deoarece majoritatea entităților de la acest nivel sunt așa. Giovanni a făcut parte din colectivul care a creat rasele fondatorilor Crist, care au însămânțat această matrice de timp în urmă cu 950 de miliarde de ani. Grupurile de Elohim au fost însărcinate să coordoneze porțile stelare din dimensiunea 11, deci D11, care aparținea și se denumea Aveion în Lira. Au fost însărcinați ca și gardieni, fondatori Crist, gardienii porții stelare 11, care mai apoi a devenit un cod distorsionat. Și și-au început căderea atât din punct de vedere genetic, cât și din punct de vedere al conștiinței. Căderea genetică și crearea găurii negre, despre care voi vorbi într-un minut, a fost creată acum 250 de miliarde de ani. Entitatea Giovanni a căzut pentru că există o lege a fizicii care se aplică dacă ești maestru ascensionat. Tu ai piesele tale acolo sus, părțile tale de sine staționate în afara matricei timpului. Și trimiți o cantitate X de energie din tine în matrice. Și dacă ai trimis ca un colectiv de maestru ascensionat o cantitate mai mare de energie, să spunem pentru o misiune de salvare, dacă echipa de salvare pe care ai trimis-o cade, coboară întregul colectiv. Așa că a fost o entitate care a căzut ca urmare a ceea ce a avut loc acum 250 de miliarde de ani. Acum 250 de miliarde de ani a avut loc un eveniment în sistemul stelar al Lirei, Lagănul Lirei, din dimensiunea 12. Cu fondatorii Crist, rasele de la poarta stelară D11, gardienii porții Aveonului 11 și gardienii porții D10, care aparține Vega din Lira. Și au început să se războiască unul cu celălalt, pentru că ambele colective au suferit convoluția codului, convoluția ADN-ului. Rasele draconiene Omicron, care erau serafii, serafim, erau gardienii porții 10. Și un anume grup din entitatea Giovanni a lui Elohim erau gardienii porții 11. Ambele grupări scăpau puțin de sub control în ceea ce privește adoptarea unui concept de liber arbitru și la propriu întorcându-l împotriva lor și devenind un sistem autoritar,
Pentru că liberul arbitru și dictatura autoritară nu merg mână în mână, sunt în opoziție directă. Ambele au început să joace acel joc unul cu altul. Și după un timp, Elohimii din D11 au început conflicte teritoriale cu cei din D10. Elohimii din D11, din familia Giovanni, s-au adresat înaltului consiliu de Elohei Elohim, care erau gardienii porții 12. Și le-au spus că acești tipi de la D10 sunt scăpați de sub control, vrem să-i distrugeți. Iar gardienii din D12 au spus: scuze, dar nu distrugem pe nimeni. Apropo, ai observat că și tu ai scăpat de sub control de ceva vreme? De ce să nu ne așezăm cu toții și să vedem cum vă putem ajuta pe ambii să vă vindecați? Nu le-a plăcut răspunsul. Au amenințat în altul consiliu că dacă nu îi distruge pe serafimii de la D10, îi vor distruge și pe ei. Și nu numai, dar au amenințat că vor distruge și poarta din D12 și pe gardienii Elohei și vor lua întregul sistem 15-dimensional sub controlul lor. Și care a fost o decizie foarte nesănătoasă de luat. A fost o alegere care a fost făcută pentru că au avut o idee. Să ne gândim că aceștia erau zeii creatori Elohim, care știau aproape la fel de mult ca ceilalți Elohim pe care îi cunoșteau. Și știau că dacă sursa putea crea folosind șablonul unde ai 15 sfere, ce-ar fi să iei doar 7 din aceste 15 sfere? Dacă ai luat doar 7, ei știau că există o modalitate de a îndoi matematica, care ar îndoi lumina și sunetul și undele scalare într-o formă care ar putea, de fapt, să se respingă pe sine și s-ar fi desprins de matricea naturală. Ar fi existat încă în întreaga matrice, dar ar fi un sistem independent. Și deci au decis că vor să transforme această matrice de timp în ceea ce doreau ei și care era o încălcare directă a ceva numit legământul de smarald. Legământul de smarald a fost acordul original pe care l-au dat maestrii ascensionați denumiți Yanas. Au convenit atunci când au decis să creeze împreună această matrice de timp să aibă liber arbitru. Și a fost construită pe baza legii lui 1, care este recunoașterea faptului că toți suntem din aceeași sursă și că co-crearea în iubire este singurul mod sănătos și natural de a fi în înțelegere unii cu alții. Dar Elohimii Giovanni de la poarta de 11 au decis că vor face altfel, aveau să încalce acel legământ și aveau să distrugă rasele care nu vor coopera cu ei, iar ei urmau să o preia și să o conducă în felul lor. Singurul lucru care le stătea în calea lor de a face acest lucru erau Elohei Elohim de la poarta 12. Și s-au folosit de capacitatea de a rula frecvență mai mare deoarece aveau codarea D11, mai mare decât cea a Serafei Serafimii, care aveau codificare D10. Așa că ar putea, dacă doreau, să folosească această superioritate și abilitate, o capacitate de a rula frecvența pentru a scăpa de rasa draconiană. Dar le-ar fi fost greu să o facă pentru a scăpa de rasele de Elohei Elohim. Din D12, pentru că aveau o capacitate mai mare de rulare de frecvențe. Dar există o modalitate de a transforma fizica naturală a creației împotriva sa. Dacă vă puteți gândi la grila Cathara și la sistemele de porți stelare ca o conductă de energie și când energia intră în matrice, aceasta coboară în spirală prin câmpurile sonore ale liniei primare în D12
și apoi 11, 10, 9, 8 și așa mai departe. Acum, dacă blocați energia la poarta 11, energia încă intră prin 12, dar revine înapoi și creează un flux invers, care se amplifică, astfel încât să poți, și a fost teoretic, teoretic ai fi putut să întrerupi conexiunea la poarta 12. Iar de la poarta 11 în jos, să ai propriul tău univers mic. Deci asta a fost ideea lor. Și a funcționat. Și Elohimii din D12 au fost nevoiți să facă anumite alegeri. Sau să apere poarta D12, sau să permită acest lucru. Acum, Eloheii știau că sunt veșnici. Moartea nu este ceva care i-a înspăimântat, pentru că ei erau dincolo de asta. Știau că dacă ar fi să se apere, pentru că aveau capacitate superioară de putere decât cei care încercau să-i distrugă, ei puteau literalmente să-i șteargă atât pe cei din D11, dar și sistemele din D10. Iar provocarea ar elimina serafimii atât pe cei căzuți, cât și un grup numit Odedacronii. Odedacronii din D10 erau o rasă de serafimi care aveau o coguvernare asupra porții stelare 10 din Vega, Lyra. Odedacronii erau reptilieni, însă există o diferență între draconieni și reptilieni. Draconienii erau oameni de tip dragon, tip molie. Odedacronii erau dinoizi, care au creat apoi dinozauri, asemănători unui șarpe, spre deosebire de omicronul reptilian mai mic. Deci dragonul molie, dinoid, au fost pe deplin implicați în competiția pentru matricea timpului. Știau ce urmeau să facă Elohimii Giovanni și au decis că vor participa și ei. Și nu au cerut ajutor de la Consiliul din D12. S-au gândit că, ok, bine, vom scăpa amândoi de cei din D12 și apoi vom merge unul după altul. Și vom vedea cine câștigă, cine va primi matricea. Dar reptilienii Odedacron nu au vrut să joace acest joc. Și au rămas blocați în sistemul porții 10. Și au cerut ajutor de la Elohei din D12. Problema era că nu puteau fi scoși din D10 datorită porții din 11. Care se interpunea. Așa că dacă ar fi luat decizia să se apere prin simpla ridicare a unui scut în jurul porții 12, ar fi scos atât poarta 11 cât și poarta 10, care ar fi putut fi reparate apoi. Ar fi durat mult, dar ar fi putut fi reparate folosind frecvențele porții 12. Dar acele conștiințe din acele sisteme ar fi fost fragmentate înapoi în praf spațial. Ar fi în continuare partea sursei, dar sub formă de praf stelar. Și aceste rase aveau un potențial frumos și deja aveau un parcurs de drum lung în evoluția lor. Ei au evoluat de la 950 de miliarde de ani în urmă la 250 de miliarde de ani în urmă. Asta e multă evoluție și ajunseseră la lucruri minunate în sine. În anumite moduri, datorită odedacronilor, reptilienilor odedacroni, pe care fondatorii au ales să permită, știind că își au o povară asupra lor, dar era singurul mod prin care, dacă permiteau acestui lucru să se întâmple,
adică deconectarea matricei de la poarta 11, încetul cu încetul îi putea vindeca. Știau că dacă s-ar crea o gaură neagră, dacă li s-ar permite acest lucru, au încercat să-i convingă să iasă din ea. Dar ei nu au vrut să asculte. Elohimii nu au vrut să asculte. Și deci, Elohiei din Dei 12, în loc să se apere, au permis Elohimilor să desprindă poarta 11 și să o reverseze. Și asta a creat un retur de energie și a spulberat literalmente planul divin și a aruncat în aer porțile stelare din Lyra Aramatena, care ar fi trebuit reasamblată mai târziu, folosind câmpurile de lumină primară din D13, care erau frecvențe și mai mari, pentru a reseta modelul. Și s-a creat un sistem de găuri negre. Acel sistem de găuri negre a ajuns să fie cunoscut sub numele de matrice fantomă. Deci, Elohiei din D12 au permis acest lucru, pentru că altfel, dacă ar fi intrat, dacă ar fi ridicat un scut în fața porții 12, ca și apărare, energia ar fi ricoșat înapoi și ar fi distrus complet ambele sisteme, și din D11 și din D10, și ar fi redus la praf stelar și absolut toate colectivele și multe alte suflete nevinovate care se aflau în acele colective, dar și datorită odedacronilor, care ei nu au dorit să participe, nu au fost de acord cu acest proiect al familiei Giovanni din D11. Și deci Elohiei din D12 au decis să permită acest lucru. Acest lucru care a distrus porțile stelare și a creat o gaură neagră datorită acestor explozii. Și deci acest sistem de găuri negre a ajuns să fie cunoscut sub numele de matrice fantomă. Matrice fantomă a fost inițial, a făcut parte inițial din această matrice de timp. Matricea fantomă a început pur și simplu cu o parte din poarta Aveion din D11 și din acel sistem planetar D10 Vega, din sistemul Lyra. Dar a crescut mult mai mare decât s-a intenționat vreodată. Când matricea fantomă a fost creată de către Anu Elohimii, pe care ei au ajuns să se numească ei înșiși Anu Elohim, entitatea Giovanni nu căzuse încă pe deplin. O parte din acea entitate căzuse și din această cauză entitatea Giovanni a trimis încă o altă porțiune din ea însăși în matrice pentru a încerca să salveze partea de sine care căzuse. Era un lucru riscant, pentru că din nou se rezumă la cât de multă energie trimiți în jos, în dimensiunile joase. În mod normal, o entitate ar pune o cantitate X de energie la un moment dat în matrice. Dar dacă ai pierdut deja o bucată mare din ea însăși, dacă a pus prea mult din sine, exista șansa să fie luată, dacă acea parte a ajuns să fie și ea distorsionată și nu ar fi fost suficient de puternică pentru a-i scoate pe ceilalți înapoi, s-ar crea o masă critică de energie inversată în matrice și ar distorsiona întregul colectiv. Și asta s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat în etape.
Când s-a produs căderea inițială, între inimele păcatul original, când poarta stelară 11 a explodat, acum 250 de miliarde de ani, și o matrice fantomă a fost creată, au fost introduse măsuri de precauție, știind ce avea să se întâmple. Era ceva numit ochiul lui Brahman, care a fost creat la nivelul de D12,5, care a fost plasat puțin dincolo, mai sus de poarta stelară de 12. Ochiul lui Brahman era o lentilă de refracție și polarizare care ar permite câmpurilor de lumină primară de la matricea naturală a acestei matrici de timp să se refracte și să se ancoreze literalmente în matricea fantomă pentru a o ține, pentru a-i oferi o structură astfel încât să poată să înceapă un proces de restructurare în loc să se reîntoarcă complet în praf stelar. Pentru că ceea ce se întâmplă atunci când o gaură neagră este creată, un șablon este spulberat ca un cristal ce este zdrobit cu un ciocan. Se răsucește, energia este răsucită și inversată. Dar dacă are vreo parte din șablon care are suficientă frecvență pentru a putea începe să acumuleze din nou, deci ceea ce se întâmplă de obicei într-o gaură neagră, sistemul acumulează frecvențe, dar lipsesc piese și nu este capabil să se acumuleze funcțional. Așa că se acumulează pe un șablon distorsionat în comparație cu matematica sa originală. Ochiul lui Brahman a fost destinat pentru a permite modelul șablonului natural al acestei matrici de timp să fie pus înapoi în matricea fantomă, pentru a-i da posibilitatea de restructurare pe baza șablonului original. Așa că, atunci când a început să se recreeze și conștiințele fragmentate din matricea fantomă să se unifice, s-ar fi putut conecta din nou la blueprintul divin original, care a fost intenția inițială. Așa că a existat o lentilă, denumită primul ochi, ochiul lui Brahma, și a fost creat de către rasele de maestri ascensionați Yanas ai fondatorilor Crist, pentru a oferi ființelor prinse în sistemul găurilor negre o oportunitate de a reevolua, în loc de a fi pulverizați în praf cosmic. Pentru că erau mai multe rase nevinovate prinse, dar și pentru faptul că odedacronii erau persecutați din ce în ce mai mult de rasele draconiene. Iar sistemul și ei fusese întotdeauna în relație bună cu fondatorii. Așa că a existat un angajament luat în numele lor, dar și în numele celorlalți, pentru că deși anul Elohim plecaseră pe propria lor tangentă și deveniseră zei creatori foarte periculoși, deveniseră de fapt zei anticreatori, creatori anticristici. Ei erau încă iubiți de către rasele fondatoare, de către Elohei din D12. Și dacă încă mai există viață, există speranță. Deci a fost o decizie de dragoste. Dar a fost o decizie de a accepta din dragoste, acceptând o uriașă responsabilitate, o responsabilitate masivă. Responsabilitatea de a ști cât de periculos acest experiment de vindecare ar putea fi, pentru că dacă ar fi mers prost, dacă ar fi mers rău, ar putea nu numai să distrugă toată această matrice, dar se puteau crea și alte găuri negre și în alte matrici de timp. Și nu a fost o decizie care a fost luată de câțiva oameni, a fost o decizie care a fost luată prin consiliile maestrilor ascensionați Yanas din diverse alte matrici de timp diferite, care ar fi putut fi direct afectate dacă ar fi mers prost. Și mulți dintre ei care au fost care nu au vrut să încerce acest experiment, dar au fost destui care au votat pro.
și s-a rezumat la unele dintre matricele de timp mai vechi, care erau mult mai vechi de 950 de miliarde de ani și care trecuseră prin ceva asemănător cu asta cu mult timp înainte. Și nu a funcționat. Și au spus, deci maestrii Anas din matricele mai vechi au spus: bine băieți, aveți o idee bună, dragi copii, cu adevărat, chiar vreți să încercați acum, știm, înțelegem. Dacă va avea succes, vă vom admira, pentru că noi am încercat un lucru similar când evenimente similare s-au întâmplat în matricele noastre. Dar nu a funcționat și a creat ravage absolute. Ne-am fi dorit să funcționeze. Așa că ne-am dorit să știm unde am greșit și poate voi o puteți face mai bine. Iar dacă sunteți dispuși să vă asumați responsabilitatea, asta înseamnă că nu ieșiți de acolo dacă merge rău, că stați acolo până când o reparați, astfel încât să nu afecteze nimic și pe nimeni altcineva. Astfel, zeii creatori Anu Elohim, Serafeii Serafim și rasele Brahma-Rama, care au fost cele trei rase fondatoare cristal acestei matrice, și colectivul înțelepților Yanas, au spus da, vrem să încercăm. Așa că a fost dată permisiunea ca noi să încercăm. Și de aceea ochiul Brahma i s-a permis să fie înființat astfel. Iar matricea fantomă nu s-ar întoarce doar în implozie în sine, deoarece atunci când un sistem intră în gaură neagră și începe să se cumuleze, se va cumula până la un anumit punct în care începe să tragă literalmente energie din sine, să se autoconsume ca o autovampirizare, pentru că își trage toate piesele împreună și nu mai are nimic de făcut decât poate să continuă să tragă, să se autoconsume singur în compactare și intră în ceea ce se numește compactare moleculară sau atomică. Se consumă pe sine și implodează și are legătură cu câmpurile magnetice și electrice. Așa că prin stabilirea ochiului Brahman a fost creată o oportunitate unde gaură neagră s-ar acumula, dar la un anumit punct în acumularea sa ar atinge o frecvență suficientă în sens invers încât ar putea fi eventual conectat la câmpurile de lumină primară din D13, astfel încât să poată fi adus înapoi. A fost o lovitură lungă, dar a meritat încercat, măcar așa ne gândeam că e bine la momentul respectiv. Când s-a întâmplat acest lucru, unul dintre marii eroi ai dramei avea să fie Giovanni. Giovanni a vrut să se asigure, pentru că el se simțea, acest colectiv de familie, se simțea responsabil, pentru că familia lui Giovanni a creat pe Elohim Anu de căzută. Acum, există un anumit colectiv al familiei Giovanni, ca o familie mai mică în cadrul unei familii, care a fost numită Metatron. Metatron, la un moment dat, a devenit direct implicat. Ochiul lui Brahma din D12,5 a fost înființat în urmă cu 250 de miliarde de ani pentru a fi pregătit. De fapt, a fost setat înainte de aruncare a porții stelare 12. Atunci a fost decizia de a permite, atunci s-a dat permisiunea, odată ce poarta stelară a fost aruncată în aer, ochiul lui Brahman s-a activat
Și a început să funcționeze pentru a ține matricea fantomă de la a intra complet în inversare și în incapacitatea de a se mai reconecta la D12 datorită frecvențelor scăzute. Și a existat un grad de succes a evoluției între acum 250 de miliarde de ani și acum 150 de miliarde de ani. Au reușit să iasă multe dintre rasele Odedacron și chiar unele din rasele Anu Elohim și rase draconiene căzute au fost capabile să facă bioregeneză și să iasă înapoi în matricea naturală. Însă, începea să se manifeste o problemă care se manifesta în raport cu unii dintre Anu Elohimii care erau reabilitați, cei care au ieșit din colectivul Metatron Giovanni. Și care erau scoși de la nivelul de 11. Atunci erau ceea ce se numește matrice gazdă, pentru că ei nu mai aveau frecvența de 12 în ADN-ul lor. Erau găzduiți de către un alt colectiv denumit rasele Braharama. Așa că ajungi ca un hibrid, pentru că rasele Braharama au avut cea mai scăzută frecvență dintre toate rasele fondatorilor Crist. Așa că Anu Elohim a avut al doilea cel mai înalt grad de frecvențe înainte de a nu se mai putea conecta la matrice. Așa că au fost găzduiți prin rasele Braharama. Deci rasele Braharama a fost gazda Anu Elohim pentru bioregeneza ADN-ului. Dar problema cu Anu Elohim că încă avea o mentalitate de guvernare tip dictatorial. Chiar și după ce au fost găzduiți, distorsiunile lor au mers atât de adânc și pentru că încă nu aveau modelul de 12 de frecvențe completat încă, la D12 nu era integrat, era un proces, este un proces progresiv pe care îl obții în mod conștient, începi să simți că suntem cu toții unul, adică când începi să integrezi aceste frecvențe corespunzătoare dimensiunii 12, încep să conștientizez că eu sunt tu, tu ești eu, asta înseamnă că te tratez așa cum aș vrea să fiu tratat, asta înseamnă că noi cooperăm și nu ne luptăm. Fără modelul complet al frecvențelor D12, această cunoaștere nu este integrată pe deplin. Așa că nu aveau încă acea cunoaștere, această cunoaștere. Și care au început să reprezintă un pericol. Chiar și atunci când vor fi găzduiți, ei reprezintă un pericol pentru rasele Braharama. Și a fost luată, din acest motiv, a fost luată o altă decizie. Și aici a venit Metatron în forță. A venit cu o idee. Să fie pusă o altă lentilă. O altă lentilă de refracție, de polarizare. Cea originală a rămas ochiului Brahma din D12,5, care rolul ei era să mențină intactă matricea fantomă pentru a-și face restructurarea și bioregeneza. Cea de-a doua lentilă, care a fost ideea lui Metatron, a fost numită ochiul lui Iahve sau ochiul lui Metatron. Și ar fi fost folosită pentru a crea o scurtătură, astfel încât rasele decăzute și Elohimii, care încă erau în proces de bioregeneză, deoarece încă reprezentau încă un pericol, ar fi putut să facă o trecere rapidă. Nu trebuiau să ajungă până la D12. Puteau face o trecere rapidă în altă matrice. O matrice care, de fapt, era mai autoritară. O matrice care a fost creată inițial
nu dintr-un liber arbitru. Sistemul acesta era o matrice de vindecare aproape similar ca și cum ar fi la noi, știi? Cum este și la noi, cum sunt închisorile pentru persoanele de tip criminal violent. Și s-a convenit cu Metatron și entitatea Giovanni, ei au fost de acord că rasele lor au nevoie de reabilitare mai mare, o reabilitare mai strictă. Ei încă nu erau capabili să funcționeze corect într-un sistem de liber arbitru, de care ar fi abuzat dacă li s-ar fi dat putere. Și din această cauză, colectivul Metatron a creat și li s-a permis să creeze ochiul lui Metatron sau ochiul lui Iahve. Sunt unul și același. Și această lentilă trebuia să fie poziționată la D11,5, deci în dimensiunea 11,5, la poarta stelară 11,5, deci care este între poarta 11 și poarta 12. Deci nu avea frecvențe la fel de înalte ca ochiul lui Brahman din 12,5, dar ar fi oferit oportunitate de vindecare, bioregeneză și evoluție pentru a obține acea codificare matematică și apoi ar fi fost preluați într-o altă matrice. Și a fost, de fapt, un alt sistem de găuri negre creat, care a făcut unele progrese. De fapt, în această matrice, ca să corectez, era o matrice mai veche, în care erau colective intrate pentru bioregeneză, colective din alte matrici mai vechi. Care aparțineau altor sisteme de găuri negre create din alte sisteme, iar când acei maestri Ianas au zis că bun, noi am încercat și nu a funcționat, am încercat pentru că am trecut prin ceva similar. Deci în această matrice ar fi fost colective și sisteme de găuri negre din alte matrici mai vechi. Și ei încă încercau să vindece și să dezactiveze acel sistem de găuri negre mai vechi. Și erau anumite părți care începeau să se reabiliteze, parțial cu succes. Așa că a fost decis de către entitatea Metatron și colectivul său Giovanni și colectivul de maestri ascensionați, ca cei care creau probleme raselor Braharama să fie transferați din matricea fantomă, să fie transferați, găzduiți, în acea matrice mai veche, unde și-ar fi putut termina și continua evoluția acolo. Iar aceasta trebuia inițial să fie ca o scurtătură evolutivă, pentru că în anumiți termeni, dacă ar avea succes acolo, le-ar lua mai puțin timp să evolueze înapoi la nivelul de maestru ascensionat, decât dacă ar rămâne aici, în matricea fantomă, pentru a-și regenera pe deplin șablonul cristic. Deci ar fi existat anumite avantaje pentru ei să meargă în acea matrice mai veche. Și această cale a fost numită inițial Calea Aramateia. Și avea de face cu o planetă sau cu o stea numită Aramatius, care făcea parte din această matrice. Acum Aramatius, sau pe scurt Aramat, la momentul în care au fost luate aceste decizii pentru a permite ca ochiul lui Metatron să fie introdus în Aramatius, a fost ca o bijuterie a coroanei în acea matrice căzută, pentru că începea să acumuleze frecvențele sale până la D11,5. Înapoi, atât de aproape de a putea intra înapoi la paternul original de D12. Așa că a existat această șansă de introducere
a ochiului Metatronic sau ochiul lui Iahve, care ar crea o legătură între acel sistem. Și trebuia să fie o legătură unidirecțională. Puteai merge într-un sens, dar ei nu puteau veni, adică era doar într-un sens, în sens unic. Ei nu puteau intra din acea matrice în matricea fantomă sau în matricea noastră naturală de timp, ca o modalitate de protecție și pentru protejarea matricelor de timp și a matricei fantomă. Și ar fi evoluat prin ochiul lui Metatron sau ochiul lui Iahve. Dar apoi s-a întâmplat o problemă în Aramat. În Aramat, noul aflux de conștiințe încă semidistorsionată din această matrice, plus conștiințele distorsionate ale celor aduși din matricea fantomă, au început să creeze probleme. Împreună au luat sub stăpânire armatul. Iar asta a creat o situație pentru familia Giovanni Metatron, pe care o pierdeau. Și unii dintre gardienii pe care i-au trimis, deci familia Giovanni și familia lui Metatron, și-au trimis proprii gardieni și în matricea fantomă și în această matrice mai veche pentru a asista și pentru a escorta pe ceilalți în afară, în afara matricelor. Iar când au avut loc revolte în sistemul lor, acest sistem a fost numit sistemul Wisedek. Sistemul Wisedek, da, această matrice care era formată din colectivele mai vechi, din sistemul de găuri mai vechi, plus colectivele din matricea fantomă. Deci acest sistem cu steaua a rămas, a fost numit Wisedek. Iar când a existat o rebeliune în sistemul Wisedek, rasele gardiene trimise de Metatron și Giovanni au fost de asemenea depășite și conștiința lor a fost prinsă în capcană. Și există anumite moduri prin care se poate prinde în capcană o ființă într-un corp. Și vom intra puțin în asta. Are de-a face cu crearea unui corp electrostatic, spre deosebire de un corp electrodinamic. Un corp electrodinamic permite frecvenței să se miște liber. Într-un corp electrostatic, circulația este statică, blocată. Energia circulă în interiorul ei și curenții se blochează acolo. Au fost experimente genetice efectuate și, de asemenea, experimente pe grilele planetare și experimente cu grila galactică efectuate în matricea Wisedek, care a creat o situație în care aproximativ 89% din energia lui Giovanni Metatron a fost pusă literalmente în inversare. Și atunci când se întâmplă asta, se creează ca o gaură neagră asupra întregului colectiv de maestri ascensionați Giovanni. Și a fost o alegere făcută de acea matrice. Fie să-și rupă complet legătura cu acele aspecte de sine pe care le pierduse, ceea ce însemna că va cădea într-un fel sau altul, pentru că nu poate menține suficientă frecvență pentru a rămâne în rezonanță cu câmpurile de lumină și sunet primară. Pentru nivelurile de maestru ascensionat,
Înseamnă că dacă intri în matrice, indiferent dacă vrei sau nu, dacă pierzi un anumit procent de energie, ca maestru ascensionat, dacă pierzi un anumit procent din conștiința ta, pentru că este întruchipată în aspecte decăzute, tu vei fi tras în jos, întregul colectiv este tras în jos, întregul colectiv de maestri ascensionați. Deci, colectivul Metatron Giovanni și-a dat seama că va cădea. Păi ei își trimiseseră 89% din propria conștiință și au trimis în jos în matrice. Inițial pentru proiect de salvare, dar apoi au decăzut cu toți acest procentaj, au intrat în inversare, în corpuri electrostatice. Și deci a dat seama că colectivul, întregul colectiv Metatron Giovanni va cădea și că ar fi trebuit să tai orice legătură cu aspectele sale din USDEC pentru a acumula progresiv frecvență până când ar deveni ca un colectiv de maestri ascensionați nou, să zicem, ca în stare de copil în loc de colectivul vechi de odinioară. Dar au luat o altă decizie. Deci au luat decizia că își vor face căderea într-un anumit fel. Au început să aibă ca un virus să se manifeste în ei. Părțile din ei înșiși care căzuseră erau încă într-o comunicare gen electronică cu colectivul de sus, care rămăseseră procentajul mic. Cei care erau în matrice nu știau. Dar fiecare gând mic pe care l-au simțit cei căzuți de la colectivul familiei Giovanni și au început să ia aceleași atitudini între ghilimele virusate și una dintre cele mai mari, cele mai rele atitudini și încă un virus în această matrice de timp este atitudinea de a blama, de a da vina pe alții. Entitatea Metatron, Giovanni, a decis să dea vina pe celelalte colective de maestri ascensionați pentru căderea sa. Însă i s-a reamintit că a fost de acord să facă asta și să își asume responsabilitatea. Această colectivitate și-a dorit să salveze matricea, știind că va trimite aspecte ale sale în jos și că și-a trimis mai mult decât era permis. În acest moment era 89% din conștiința sa în matricea USDEC. Și acum spunând că este vina al cuiva și au început să amenințe. Și acel colectiv Giovanni Metatron a luat decizia că își va folosi cunoștințele despre fizica creației primare și că va prelua această matrice de timp. Problema era că ochiul Metatron era complet sub guvernarea entității metatronice Giovanni. Entitatea Giovanni, prin colectivul de Metatron, a predat controlul acestei lentile de refracție, de polarizare, asupra colectivelor de punte USDEC și care era deja conectată la această matrice de timp prin matricea fantomă. Și ar trage energie din matricea noastră de timp prin matricea fantomă. Deci ar folosi matricea fantomă pentru a trage energie din matricea organică în matricea lor. Și atâta timp cât ar fi putut să se hrănească de la altceva, ar fi avut conexiune cu forța vitală de la sursă, nu ar fi intrat în implozie. Dacă matricele ar fi fost tăiate de la conexiune, ar intra în implozie în cele din urmă. Vor obține câteva miliarde de ani de evoluție din ea, dar în cele din urmă ar fi un sistem în deteriorare. Ar dispărea în extincție, în ceea ce privește identitatea rasei. Iar întoarcerea la sursă ar fi avut loc sub formă de unități de conștiință fără memorii. Iar asta era inacceptabil pentru ei.
Acum când când colectivul Metatron a luat decizia de a îndrepta ochiul lui Iahve către matricea Wisedek, acest ochi trebuia reprogramat. Pentru că programul original, programul scalar matematic al ochiului lui Metatron, era compatibil cu această matrice temporală și cu matricea fantomă și cu sursa și conținea potențialul de regenerare a ADN-ului. Conținea factorul cristic de 12. Deci, Metatron a avut ideea să reprogrameze tehnologia ochiului metatronic prin introducerea unui program care i-ar permite să inverseze anumite lucruri, astfel încât să poată alimenta în loc, să fie doar o conduită de transmisie de frecvențe de 12, din D12 și din sursă, o reprogramare de conduită de energie atât pentru alimentare, cât și pentru extracție de energie din colectivele Matrixului Fantomă. Și deci, pentru a face acest lucru, programarea ochiului metatronic a trebuit să fie schimbată. A trebuit schimbat de la baza sa originală de 12, compatibilă cu baza 15. Și vreau să spun baza 12, baza 15, modelul D12 cristic, care este construit pe acele 15 sfere. În structura de bază avem un set de 7 și apoi un alt set de 7 sfere, iar apoi toate aceste 14 sfere conținute în a 15-a sfere. Deci în creația originală există 15 sfere. Și deci matematica a fost modificată în ochiul lentile Metatron pe un set de 7. Ca și cum a extrage galbenușul dintr-un ou. Deci au restructurat sistemul de găuri negre pe modelul 7, care îl tăia literalmente de la câmpurile primare de lumină și sunet, dar permițându-i să se conecteze la alte sisteme de la nivelul lor inferior al cerurilor, care au fost construite pe baza matematicii de 7. Pentru că în creația originală erau cele 7 ceruri superioare și 7 inferioare, iar sfera 15 conținea toate aceste 14 ceruri. Iar ei, colectivul Metatron, au luat modelul de 7 ceruri inferioare. Au extras cele 7 sfere aparținând modelului de 7 ceruri inferioare. Deci au extras din codurile originale și l-au folosit pentru a reprograma și a organiza sistemele de găuri negre, astfel încât să le poată permite să extragă energie din alte sisteme, din cerurile inferioare, din alte sisteme VECA. Iar acest lucru a creat o distorsiune în conștiință care făcea parte din matricea Wisedek. Ființele deja le era foarte greu, se descurcau foarte greu în matricea fantomă și în matricea fantomă Wisedek, înainte ca Metatron să se implice. Înainte ca Metatron să se implice, au avut anumite succese în ceea ce privește Aramat. Aramatius era o planetă dintr-un sistem planetar care evolua aproape de locul unde putea fi adus înapoi la amprenta cristică, adică la 11,5. Dar odată ce ochiul lui Metatron a fost folosit și a trecut prin porțile stelare Aramațu, aceasta a schimbat complet, a refăcut complet structura matematică a porților stelare a lui Aramat, astfel încât ei nu se mai puteau conecta la sistemul cristic. Deci nu numai că era afectată matricea noastră de timp, dar și matricea sistemului colectivelor din Wisedek au fost deconectate de la procesul regenerării și vindecării ADN-ului lor. Deconectarea de la toate progresele făcute până în acel moment, o deconectare totală.
Problema cu tehnologia metatronică este faptul că este permanentă. Unele lucruri în fizică nu pot fi anulate. Unele lucruri, când ating o masă critică de distorsiune, unde există mai puțin de 30% din șablonul natural cristic rămas, ele devin altceva, nu mai sunt compatibile cu propriul lor șablon original. Iar asta s-a întâmplat cu matricea Wisedek. Conștiința care locuia în acea matrice și sistemele planetare și porțile stelare din acea matrice nu mai putea fi conectat din nou la șablonul cristic din cauza alegerilor care au fost făcute. Iar alegerea principală a fost făcută de entitatea Metatron Giovanni. Dar a fost făcută în numele mai multor colective ale celor căzuți, care au solicitat, să știți, li s-a cerut să facă asta. S-a zis, știi, te rog, preia controlul asupra lentilei. Dă-ne viață, dă-ne viață eternă, pentru că știm că vom imploda. Și de fapt, știți, tot ce era, trebuiau să facă erau să accepte bioregeneza și să accepte să joace corect dacă intraseră în legământul de smarald. Ar fi putut să evolueze și să se elibereze din matricea fantomă. Dar oamenilor de știință știau că dacă ar crea această structură matematică artificială, ar exista o cale de a modifica lumina și sunetul. Această matematică se baza pe vezica Pesi, două sfere conectată denumită Biveca. Acum, matricea de timp originală cristică este o Triveca, nu o Biveca. Mai întâi este Triveca, din care face parte Biveca. Deci, Trinitate. Ceea ce au făcut a fost pur și simplu să folosească ochiul lui Metatron ca punct zero, iar din acel punct crearea sistemului Biveca. Astfel acolo au creat lumină artificială prin această sinteză particulară de matematică. Au creat prin această lumină total polarizată. În Triveca, în sistemul cristic, Triveca, ai cele două puncte polarizate care sunt unificate prin intermediul celui de-al treilea punct și care reprezintă conexiunea la sursa primordială, deci Trinitatea originală. Universul lor este total bipolar. Este ca și cum ai avea o tulburare bipolară. Este un întreg sistem universal care este structurat pe tulburare bipolară, care implică că ai extreme de drame, extreme înalte și extreme scăzute, exact ca în tulburarea bipolară. Și acest proces este un ciclu continuu. Rasele care erau în matricea USD în acea perioadă de timp au ales acest lucru, marea majoritate, pentru că le promitea un singur lucru. Atâta timp cât ochiul Metatron era activ și vampiriza energie din alte sisteme și din matricea naturală organică, puteau fi nemuritori fără a fi nevoie să coopereze. Și au ales să joace rolul de stăpâni ai Universului și să obțină ascensiunea în mod artificial. Corpurile metatronice, care erau create prin tehnologie metatronică, au o structură foarte interesantă. Iau parte, deci ei folosesc o parte din ceea ce ar fi o structură biologică vie, normală, și scot anumite părți ale matematicii care lipsesc sau bucăți de șablon, conectează împreună anumite părți ale șablonului care nu au fost inițial menite să fie conectate împreună, distrug complet întreg șablonul și acel 30% de frecvențe de 12 necesar pentru bioregeneză și reconectarea la șablonul original cristic de 12 pur și simplu nu mai există. Se creează o atrocitate. Se creează altceva decât ceea ce a fost
creat inițial cristic. Creează ceva ce nu este compatibil cu matematica sau frecvențele scalare ale planului divin cristic pentru această matrice sau oricare alta. În această decizie de imortalitate artificială, ei de fapt au decis să fie finiți, deoarece nemurirea lor depinde de absorpția energiei din matricele vii a ființelor vii. Rasele care erau în matricea fantomă Wisedec, în special draconienii, au fost încântați. Au zis că, da, sună bine, putem deveni nemuritori fără a fi nevoie să cooperăm cu ei și apoi ne putem lupta cu ceilalți pentru supremație. Existau multe rase hibride create din rasele matricei căzute. Acum 570 de miliarde în urmă, rasele și colectivele care au acceptat să intre în șablonul metatronic, nu li s-a spus încă că vor deveni asimilate. Nu au fost informați. Asta înseamnă că, ce înseamnă a fi asimilat? Înseamnă că conștiința va fi remodificată, reeditată. Pur și simplu vor asimila conștiințele ce intră sub influența programului lor. Deci conștiințele vor fi asimilate în corpuri electrostatice care erau create tot cu tehnologie metatronică. Și pur și simplu sunt mâncați la nivel energetic. Are loc un tip de transmutare a corpului fizic într-o structură Merkaba și odată ce conștiința ar fi fost în Merkaba, era asimilată prin câmpurile reversate ale Merkabei. Programele metatronice ce permiteau acest lucru preluau porțiuni organice și le reversau blueprint-ul șablonului original, scoțând piese și frecvențe în afară care erau de bază 12 și erau reduse la bază 8. Asta înseamnă 8 bezi de subfrecvențe pentru fiecare dimensiune, în loc de 12. Și aveau doar 11 dimensiuni în loc de 12. Prin această structură, prin acest program, corpurile create sunt interesante. Arată ca și corpuri astrale sau corp fantomă. Ar avea imaginea ființei care a intrat original în matricea Wisedec, dar într-un corp electrostatic. Și care acest corp electrostatic, el nu se mai poate schimba. Nu poate crește și nu poate evolua. Întotdeauna rămâne la fel, atâta timp cât se hrănește cu frecvențele altor ființe vii. Și deci, acum 570 de miliarde de ani, după ce foarte multe rase hibride au fost create în matricea Wisedec prin programul metatronic, au decis să vină și după restul din noi. Mai întâi a celor din matricea fantomă, apoi a celor din matricea organică. Dacă ne uităm la matricea fantomă, observăm că punctul de acces în matricea fantomă are loc printr-un unghi de 22,5 grade de la axa verticală, iar matricea Wisedec de cealaltă parte, din nou la un unghi de 22,5 grade inclinație față de axa verticală centrală, iar noi, în matricea organică naturală, eram la mijloc. Deci matricea fantomă Wisedec într-o parte, matricea fantomă în cealaltă parte, noi la mijloc. Matricea naturală organică. Și ce au făcut? Au găsit o modalitate de accesare a matricei fantomă și a matricei naturale prin tehnologia găurii de vierme, care creează găuri care să conecteze lucruri care ce nu puteau fi conectate în moduri naturale. De exemplu, ca și cum ai crea un bypass în artera inimii și care
introduci ceva care nu aparține acolo și care eventual colapsează pentru că nu poate funcționa bine, pentru că nu există compatibilitate. Și deci au creat acest sistem denumit gaură de vierme Aramatea. S-au folosit de planeta Aramațu, a porții stelare din D11,5 din Wisedec. Și care cei din Aramațu, care ar fi fost atât de aproape de finalizarea bioregenezei și de reîntoarcerea la șablonul cristic original. Și au creat gaură de vierme care trecea prin luna planetei Aramațu și ar fi trecut prin luna planetei Aramațu la luna noastră din dimensiunea 11. Poarta stelară se numea Aveion, iar luna acesteia se numea Avalon. Deci au creat gaură de vierme în Avalon, în matricea fantomă, da? În matricea fantomă de 11. Și apoi, ca un arc de conexiune din matricea fantomă, un arc de conexiune cu sistemul matricei organice, un arc de frecvențe deschise. Și așa au creat sistemul de arcuri denumit cubul Matrix, care este o creație de viață ingenioasă, care folosește știința divină utilizată în moduri și cu intenții anticristice. Este o creație pe care o poți compara cu o inteligență artificială. Este o creație fără un suflet. Suflet, când ne gândim la, să zicem, suflet ar fi reprezentarea conexiunii la sursa primordială. Prin această lentilă programată metatronic, erau capabili să se autosusțină prin tehnologie. O știință înaltă, utilizată cu perversitate. Metatron inițial nu a fost băiat rău și nici intenții rele nu a avut, dar s-a schimbat și a creat ceva ce nu se mai văzuse până atunci și care era dificil de creat datorită simultaneității timpului. Mecanica care fusese setată în creația originală va intra pentru resetarea echilibrului, unde câmpurile încep să se separe, câmpurile vii vor extrage blueprintul divin și va începe să se autoreseteze. Este un proces cosmic foarte lung când această resetare se întâmplă. Întotdeauna va fi un proces cosmic de resetare a blueprintului divin. Iar asta asigură că orice a devenit disarmonic, găurile negre de separare vor imploda ca o purificare care își curăță propriile distorsiuni, iar acele unități de conștiință se întorc la sursă, în stare de inocență pură, dar fără memorii ale căderii sau ce au fost. Și suntem acum într-o fază în care acest proces cosmic de purificare începe. Da, adică acest sistem de purificare funcționează ca un sistem imunitar al sursei primordiale, în care periodic își activează acest sistem pentru purificare internă de tot ceea ce este disarmonic. Și tot ceea ce înseamnă sistem de găuri negre intră în implozie. Iar corpurile metatronice sunt speriate într-un fel, deoarece rasele care au acceptat să participe pentru a accesa o imortalitate pe termen scurt în locul vieții eterne și-au creat propria sentință. Calea Aramatea a fost intenționată original ca o cale a evoluției, o cale rapidă de evoluție înapoi în tărâmurile cristice eterne, dar a devenit o cale de involuție. O cale metatronică, care nu are altă alternativă decât să se reîntoarcă la sursă prin implozie. Și multe rase, cum ar fi draconienii, rasele din matricea Wisedec, care erau colective din alte matrici decăzute mai vechi,
Și Elohimii Anu, care au creat sistemul de găuri negre, acestea sunt doar o mică parte din câmpurile dimensionalizate superioare din D10, D11. Ei, considerându-se zei creatori, au creat mai mulți ca ei, în paranteză, precum chipul și asemănarea. Așa au început să-și creeze propriile ierarhii de maestri ascensionați, Rishi, Avatar, Cristul fals, deci să copie prototipul din creația originală. De fapt, ne spune și gnoza acest lucru, cum arhonii au furat coduri din creația originală și au început să-și creeze proprii îngeri, proprii arhangheli, propriul sistem ierarhic. Deci, cumva vedem similitudini între gnoză și între materialul gardienilor. Deci, așa au început să-și creeze propriile ierarhii, de să copie prototipul din creația originală, dar creații în spații dimensionale și coduri distorsionate. Deci, creație care nu mai avea conexiune la sursa primordială. Și s-au intitulat stăpânii universului, zeii universului. Și deci au început să creeze și să își populeze propria matrice cu din ce în ce mai multe rase și hibrizi care trebuiau să se hrănească cu energia altor ființe și altor sisteme pentru a-și susține propria matrice. Deci sunt foarte multe rase create de ei. Iar rasele din matricea fantomă și cele din matricea Wisedek ar alcătui colectivul la ceea ce se numește anticristic. Este un colectiv, nu doar o singură rasă. Dar imaginează-ți că ești o ființă care nu are memorii de unde vine. Pentru că ei nu-ți dau memoria de unde vii. Și trăiești într-un sistem planetar. Și ce ar fi dacă ai afla că singurul tău destin ar fi implozia? Doar dacă te-ai conecta la alte sisteme pentru a-ți asigura supraviețuirea. Ce ar fi dacă ai ști că ascensiunea nu mai există ca și opțiune pentru tine și că singurul mod de reîntoarcere acasă, de unde ai venit, singurul mod de vindecare ar fi printr-o modalitate în care devii ca un copil inocent care nu mai știe absolut nimic, pentru că te reîntorci în fragmente. Și există un sentiment de teroare, o teroare a anihilării. Ok, părțile mele fragmentate se vor întoarce, dar eu nu voi ști. Nu voi ști cine am fost, ce am făcut și până la ce nivel de evoluție am ajuns. Deoarece mă voi întoarce în sursă fragmentată, în unități de conștiință pură. Și voi începe de la zero. Da? Și apare un sentiment, o teroare a anihilării. Și un sentiment de a fi finit. Și dacă ne uităm în jurul nostru, în lumea în care trăim, putem vedea efectul imens pe care aceste rase l-au avut când au început să se amestece cu rasele care erau aici. Pentru că majoritatea dogmelor de aici, cum ar fi dogmele religioasele, dogmele științei, toate provin din acel spațiu, unde ascensiunea nu mai există ca și opțiune. Supraviețuirea celui mai puternic este unul din lucrurile care se întâmplă când o rasă realizează că este finită și că singurul mod de a se autosusține pentru a nu imploda în praf stelar este de a lua energie de la altceva. Și o va face. S-ar fi putut elibera prin întoarcerea în unități de conștiință pură inocentă și să înceapă un proces evolutiv nou, lung, dar într-o formă reînnoită. Dar ei trăiesc o realitate unde sunt zei creatori.
Iar câțiva dintre ei sunt foarte populari, cum ar fi Jehova, un altul denumit Ahala, și cred că deja îți faci o idee despre câțiva dumnezei de aici. Mai este unul denumit Brahma, pentru a denumi doar câțiva dintre ei. Se mai numesc avataruri de colective întunecate D11, din dimensiunea 11. Cel mai înalt nivel al lor ar fi la D11,5, prin care se conectează la ochiul lui Metatron. Lentilele ochiului lui Metatron a fost doar începutul a ceea ce a devenit un coșmar. Știi, uneori există un adevăr în expresia că fericiți cei sărași cu Duhul, fiind fericit în ignoranța ta. Iar noi am trăit în această fericire ignorantă din anul 9558 înainte de Hristos. Ca și cum, hai să luăm o respirație și să pretindem că nu știm nimic. De acum 570 de milioane de ani de la crearea de gaură vierme din Aramatea, au fost create o serie întreagă de găuri negre, care au fost create pentru a se lega prin porțile noastre din matricea fantomă, de fapt pentru a lega cele trei matrici, matricea fantomă, matricea noastră și matricea USDEC. Și au existat și războaie galactice masive. Există un grup a celor căzuți inițial în matrixul fantomă, care ei nu au dorit să meargă în matricea USDEC și nici să facă parte din convenția legământului de smarald. Așa că se luptau cu cei din matricea USDEC. Mii de ani, când gaura de vierme Aramatea a fost creată, când războaie masive aveau loc în sistemul Gaia, care este aspectul Pământului din densitatea 3, adică dimensiunea 7, 8 și 9, deci război cu sistemul Orion al porții stelare 8 în Mintaka, Orion, există Alnitak și Anilam și toate aceste sisteme aveau populație atât aici cât și în sistemele fantomă, dar și în sistemele USDEC. Și au început să se lupte, încercau să se apere. Pentru că tipii din USDEC încercau să preia controlul a diferitelor porți stelare din matricea fantomă. Ei au atașat lentile metatronice la poarta stelară 8, denumită Alnitak, din matricea fantomă. Au atașat la poarta stelară 10 din Vega, au conectat una dintre planetele lor la o porțiune din Vega de 10, care parțial intrase în matrixul fantomă. Aveau planeta Aramat din D11,5 sub control și care era conectată la luna din D11 Avalon în matricea fantomă. Și au implantat sămânța metatronică, care de fapt este o serie de lentile, și au plantat această serie de lentile, denumită sămânța metatronică, în D10, Vega. Șabloanele din matricea fantomă erau create după căderea originală din D11,5 și erau în codificare inversată și erau susținute de ochiul lui Brahma din D13. Deci, cei din USDEC, din matricea USDEC, au reușit să creeze link-uri de găuri de vierme prin matematică specifică, tehnologie cu cristale, pentru implantarea cu acea sămânță metatronică de lentile a porțelor stelare din matricea fantomă, pentru a reuși să le aducă și aici, pentru a însămânța și porțile stelare organice și naturale. Și au creat arcuri de frecvențe de conexiune a sistemelor din USDEC prin porțile stelare din
prin porți stelare în matricea fantomă, intenția lor fiind de a sămânța toate dimensiunile începând din 11,5 până la D1 pentru a conecta toate sistemele împreună și a le atrage în matricea lor și a utiliza puterea generată permanent, dacă asta s-ar fi putut întâmpla. Bineînțeles, fondatorii au știut de la început că nu va fi dată acest tip de permisiune de la sursă să se întâmple acest lucru și că există procesul cosmic de purificare, sistemul imunitar al sursei, care deschide toate porțile superioare pentru resetarea de 12. Și s-ar crea un val de polarizare care ar fi șters tot ceea ce nu face parte din șablonul divin original și care ar fi deținut mai puțin de 30% din encripția originală de 12. Deci toți cei care tot ceea ce deținea mai puțin de 30% din encripția originală cristică ar fi fost șterși. Pentru că toate inserțiile metatronice te trag în sistemul metatronic. Și nu este opțiune creată de către fondatorii din D12 de a cauza rău pentru cei din sistemul metatronic. Dar cei din sistemul metatronic acuză fondatorii. Ei nu își asumă responsabilitatea faptului că ei sunt creatorii acestui sistem, care este o blasfemie a științei. Ei și-au sigilat propriul destin când au creat distorsiunile metatronice și în acest punct încearcă să vampirizeze absolut tot ceea ce le este la dispoziție. Ei au făcut un lucru extraordinar, adică poți fi foarte inteligent, dar și foarte stupid în același timp. Dar inteligența sofisticată a acestora este extraordinară, adevăruie. Ei nu pot doar să deplaseze planetele, dar și întregi galaxii. Ei pot deplasa sori. Când te gândești la nivelul de inteligență și cunoaștere pentru a face acest tip de lucruri. Iar ei se gândesc despre noi aici fără comentarii. E o inocență despre rasa noastră aici. Dar e important de știut de activarea codurilor de 12 și a Merkabei cristice originale. Noi aici avem de-a face cu Dumnezei creatori autointitulați, care au creat tehnologie denumită Bestia sau Fiara. Iar informațiile despre tehnologia anticristică Bestia este dat într-un alt video al Ashayanei din